Mă numesc Cavadane Ciprian, am 38 de ani, sunt din Brăila. Am cunoscut-o pe doamna doctor din intermediul online, prin TikTok sau Facebook. Începând să vă urmăresc, de fapt, mi-am dat seama că ați putea fi o soluție pentru mine. Vreau să spun că înainte nu dormeam cu soția, eram tot timpul... dormeam cu ușile închise, plecam într-un concediu, la munte, la mare chiar. Eram nevoit să luăm salteava de gonfalele după noi. Adică eram o povară, pot să spun. Și acum, chiar datorită dumneavoastră și intervenției care am avut-o non-invazive, că nu a durat doar 20 de minute, chiar viața s-a schimbat. În sensul că dorm cu soția, e foarte, foarte bine. Adică nu mă așteptam. Eu, efectiv, nu îmi dădeam nicio șansă. Și așa, chiar am o șansă. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu pentru cuvinte și mă bucur că v-am fost de ajutor. Cum a fost intervenția? Intervenția a fost, chiar nu am simțit-o, vreau să spun, chiar nu s-a simțit. Puțin la gât era doar senzația de disconfort, în sensul că se lucra la nivelul gâtului și la nivelul omulețului, spus popular, și automat se simțea senzația aceea de înnec, care e ceva normal în momentul unei intervenții de genul. Dar vreau să spun că nu, în 20 de minute am ieșit din intervenție total. În ce măsură ați recomanda această intervenție? Deci dacă ar fi să erau pe o scară de la 1 la 10. 10, 10 cu plus. Și recomand tuturor celor care au problema asta, pentru că e o mare problemă, nu pentru ei, ci pentru cei de lângă. Exact. Și chiar nu implică, trecem peste partea materială, peste bani, e altceva care e mult mai important, confortul. Care noi nu-l avem dacă cel de lângă noi sfoare. Și e o mare problemă pentru, mai ales pentru un tânăr, vreau să spun, sau... Da, așa da, e, mai da, ales da, da, da. Pentru că da. Nu te poți bucura de relație de cuplu sau de relație de familist. Da, așa este. Mă bucur că v-am fost de ajutor. Vă mulțumesc foarte mult. Cu plăcere.